Peste 2000 de pelerini au participat duminică 31 martie 2024 la taina Sfântului Maslu, oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți. Preasfinția sa a fost întâmpinată în fața noii clopotnițe a străvechiului așezământ monastic de soborul slujitorilor. În dangătul clopotelor, Preasfinția sa s-a îndreptat către incinta bisericii Nașterea Maicii Domnului, unde se află icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Într-o atmosferă de pace și de bucurie, Părintele Episcop Antonie a slujit taina Sfântului Maslu cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitor Moldovei și Bucovinei. Oamenii s-au rugat atât pentru sănătatea lor, cât și pentru cei din familiile lor, închinându-se în locașurile de închinăciune și la icoana Sfântului Ioan Botezătorul, situată în zidul vechi al mănăstirii. Uite, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături, iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și apropiindu-se, i-a legat rănile. Ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Îndurate și mult milostive, Doamne, ce plin de milă și bogată bunătate, Părinte al îndurărilor și Dumnezeul a Tatălui Mie, ce și Dumnezeu apostol, ne-ai dat nouă putere să prăbim un mereu însoțit cu rugăciune, ne-ai plin de popor însuși și un mereu în acesta, întocmește spre tămătuirea celor care se umbi din el. Vremea aceea a venit Iisus în părinții Fiului și alăsit Domnului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Ia-mi Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate, să se vedească, să vă dărească. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Eparhiei Hușilor, care a făcut referire la importanța rugăciunii în viața credincioșilor. De asemenea, a apreciat jertfa pe care arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a depus-o după reînființarea așezării monahale din Dealul Mare. Avem exemplu de modul în care Dumnezeu lucrează
atât prin Sfinții Săi, cât și prin oamenii pe care îi considerăm providențial și ne aflăm, să știți, într-un astfel de loc și cred că știți la fel de bine ca mine, însă eu nu obosesc să spun de fiecare dată când vin, ca și dumneavoastră, pelerin, aici, la Mănăstirea Hadâmbu, putem vedea în fața ochilor modul în care purtarea de grijă lui Dumnezeu se manifestă. Acum 34 de ani, Părintele Stares Nicodim era hirotonit preot pentru acest așezământ. Nu e un moment neapărat fixat în istorie, ci cum omul face istorie atunci când este alături de Dumnezeu. Nu se gândea Părintele Stares atunci, când era înconjurat doar de aceste ziduri, dar nu arătau acum, că aici curtea mănăstirii va înflori prin prezența deopotrivă a credincioșilor și a clădirilor din jur. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit preasânției sale pentru slujirea tainii Sfântului Maslu și pelerinilor care pășesc cu evlavie în acest așezământ monastic. Bunul Dumnezeu, pentru această mare binecuvântare din seara aceasta, pentru taina Sfântului Maslu, care de folos ne este nouă tuturor și de mult o așteptăm, iată la cererea frăților voastre, la rugămintea frăților voastre, s-a împlinit această binecuvântare datorită noastră Sfântului Părinte Mitropolit Teofan, care a blagoslovit prezența ierarhului. Și țin să mulțumesc preasfinții Părinte Antonie, Episcop de Vâlț, care ne este pentru prima dată în această slujbă mare. Mulțumesc din inimă, preasfinților, și vă mulțumesc în numele credincioșilor din seara această binecuvântată pentru toate binecuvântările arherești, pentru sfaturile duhovnicești care de fiecare dată ne le dați, ori de câte ori aveți ocazia să fiți prezent în mijlocul nostru, pentru rugăciunile rostite astăzi, care avem o mare nevoie cu toții, care știți ce înseamnă puterea rugăciunii, slujba, taina Sfântului Maslu. Preasfințitul nostru este urmat de câțiva slujitori ai Sfântului Altar din Episcopia de Bălți. Vă mulțumesc, preacucenicilor părinți, pentru dragostea Sfinților voastre și acum vin la dumneavoastră care sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Cum spune bine, cu adevărat sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Ce v-ați face, frăție voastre, fără duhovnic, fără preotul slujitor? Dar cine am face noi, mănăstirile, bisericile, fără creștini adevărați? Cum de altfel sunteți o mărturie vie, frăție voastre, uitându-mă în ograma Sfinte Mănăstiri, bine spunea Părintele Consilier, ce a fost odată aici, un loc părăsit, anemănui, 30 de ani părăsit, după Revoluție deschis și mila Maicii Domnului, a mai putut și Domnului, a lucrat atât de frumos, Părintele dumneavoastră, care sunteți odoaba bisericii. Părintele Episcop Antonie a remarcat sprijinul pe care Arhimandritul Nicodim îl oferă bisericilor și oamenilor aflați în nevoie de peste prut. Este un loc binecuvântat, este un loc aparte și frățile voastre simțiți acest lucru, de aceea și veniți des aici, în acest spațiu, în măicuța Domnului are grijă de fiecare care trece în poarta acestei lumezii. Dar am mai venit și pentru faptul că Părintele Nicodim, așa cum am menționat, este prietenul nostru și eu mă bucur că m-am avut prietenul Părintele Nicodim și toți cei care suntem, care am fost astăzi să vă mulțumesc și să revisesc la sunt prietenii Părintele Nicodim. Părintele, eu cum am zis și fac o ocazie, cât e de mare Părintele, numai inima și în această inimă mare a Părintele ne poartă și pe noi și ne poartă la mea. Dar Părintele Nicodim este cel care a simțit, așa cum simte simția sa, acolo unde este nevoie, merge, ajută, sprijină, încurajează, sfătuiește. Și vă mărturisesc, pe an Părintele vine 3-4 ori, pe 2 ori și mai multe tone de alimente, alimente care se transformă în pachetul care merge în familie, în timp de ordine material.
Părintele nici nu știe, dar simte, sunt sigur, câtă bucurie aduce în familie respectivă. Părinte, din moment îți mulțumim și rog pe Bunul Dumnezeu, voi ca Domnul să vă țină sănătos și să treceți mai des fruntul, pentru că acest orte n-a fost anulat de mine. Mulțumim, Părinte. Deci era o datorie de a noastră să venim aici, să-i mulțumim Părintele și bineînțeles să rugăște Maica Domnului să-l tărească pe Părinte, dar și să aibă grijă și de noi. Vă zic că dumneavoastră sunteți cumva aleși, dar pentru că știți că sunt mulți chemați, puțin aleși, deci toți au fost chemați ca să vin astăzi la Sfântul Maslu, dar au fost aleși doar cei care au răspuns aceste chemări și dumneavoastră astăzi vă numărați pe cei care ați răspuns. Este o taină care vindecă sufletul și trupul așa frumos cum au văzut și părintele. Important să avem noi pe credință și să lăsăm să lucreze harul cu noi Sfânt. Vindecarea vine de la doctorul sufletului și al trupului noastre, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Episcopul de Bălți a oferit părintului stareț un buchet cu flori și l-a felicitat cu prilejul împlinirii a 34 de ani de când a fost hirotonit ieromonah. Credincioșii au plecat la casele lor cu bucurie și cu mulțumire în suflet pentru că au primit har și binecuvântare prin rugăciunile arhierești înălțate de către Preasfințitul Antonie și de preoții slujitori. Am fost în perelinaș, dar slujba de astăzi a fost mai specială. Foarte frumos, cu multă lume și cu emoții și cu încredere în Măicuța Domnului că la și m-am rugat să avea adeveri, să fie cu ajutor spre familia noastră. E o zi de mare bucurie pentru o parte din credincioșii din comuna Andreșeni, care astăzi au venit aici pe dealul mare, la Sfânta Mănăstire Adâmbu și la invitația părintelui stareț Nicodin Gheorghiță, să fie alături de Preasfințitul Antonie de Bălți, Preasfințitul Episcop, la o rugăciune deosebită. Într-adevăr, cum spunea și părintele în predică, ne-am umplut de lumină. Într-adevăr, ca toți erau luminați și bucuroși și s-a simțit puterea rugăciunii aici pe dealul mare. Sigur că este prima dată când grupul de credincioși de la Andreșeni vine la o astfel de taină, la taina Sfântului Maslu și sigur am rămas mirat de un domn care a ținut să plătească câteva locuri pentru niște persoane nevoiașe și parcă ne-a impresionat și s-au înmulțit faptele bune, dar iată că aici la Sfântul Maslu, aici la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, s-a înmulțit rugăciunea și cu credincioșii din Buhăieni, Glăvănești, Fântânele, Andrieșeni, alături de, și de părintele paroh Axinte Nicu, de la Andrieșeni. Într-adevăr, ne-am simțit mai luminați, ne-am simțit mai ușurați acum după rugăciunile de taina Sfântului Maslu. În postul mare, la Mănăstirea Hadâmbu, se va oficia din nou taina Sfântului Maslu în Duminica Floriilor pe 28 aprilie de la ora 17. Slujba va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor.